Dispensar modern în localitatea Sirețel. De curând, administrația locală a făcut recepția noii investiții, amplasată în centrul comunei, lângă căminul cultural. În clădirea, cu parter și etaj, sunt spații pentru 4 cabinete medicale, unde localnicii ar urma să beneficieze de servicii și condiții normale pentru îngrijirea sănătății. Unul dintre aceste spații ar urma să fie folosit de medicul de familie din comună. În celelalte și-au anunțat deja intenția de a veni un specialist și un laborator pentru analize. Recepția finală la recepția, nu finală, la dispensarul uman, deci care s-a terminat acum, deci și mai avem de făcut o hotărâre de consiliu să stabilim prețul pe metru pătrat ca să putem să dăm medicilor de familie ca să își desfășoare activitatea, deci într-un obiectiv. Ce investiții ați făcut acolo? Ați construit? Construit, deci construit. Cu ce dotări? Din fonduri guvernamentale. Am construit un dispensar modern pentru cadrele medicale să-și poată desfășura activitățile. Câte cabinete? Avem 4 cabinete, din care unul deja avem medic de familie. Avem un medic specialist care dorește să vie să-și desfășoare activitatea și în comunitatea noastră. Și mai avem iar o persoană fizică care dorește să aducă un laborator pentru analize. Interesant și util pentru... Da, în zonă, deci la noi, având în vedere că populația trebuie să deplaseze distanțe mari pentru a-și face analizele, noi am zis că este foarte benefic pentru comunitate. Investiția cât a costat? Suntem în discuții cu persoana respectivă, chiar avansate și chiar au fost și dumnealor. Dom'le, dacă aveți și medici care să ne ajute și pe noi, care, prin faptul că să mobilizeze populația și să facă analizele și periodice care trebuie făcute, eu spun să fie foarte bine. Investiția a fost realizată cu multe dificultăți din bani guvernamentali și o cofinanțare de la bugetul local. Primarul comunei, Geluș Paiuc, spune că lucrările au costat circa 1,6 milioane de lei. Investiția cât a costat? Inițial, deci trebuia terminată 6 investiții în anul 2020. Dacă n-a venit la Comisia Unități cu ATU-ului, am găsit proiectul Vraiești, deci nu am... Proiectantul propriu zis nu a dat cantitățile care trebuiau scoase la licitații și o trebuie să luăm legătura cu alt proiectant, datorită faptului că dumnealui nu mai răspunde, l-am notificat. Acum avem cu el un litigiu la judecătoria Pașcani pentru a recupera banii care eu luat pentru proiect. Și prima dată erau la 800 de mii roni și acum după noile prețuri au ajuns la 1.400.000, 1.600.000. Bani guvernamentali, dar probabil ați avut și o cofinanțare. Am avut diferență de prețuri care nu s-au făcut în perioada când trebuia, deci așa o trebuie să punem de la bugetul local. Despre noul dispensar, dar și mai multe investiții și planuri de dezvoltare în Sirețel, puteți afla în reportajul realizat de echipa BIT TV în comună, disponibil pe canalul de YouTube al televiziunii locale.